Bine v-am regăsit! Sunt Larisa. Haideți să facem ceva bun, așa cum de multe ori ne cer cei mici. M-am gândit la o înghețată rapidă și nutritivă pe care o vor îndrăgi și cei mari. Puștul meu e înnebunit după ea, iar eu sunt încântată pentru că nu are zahăr adăugat. Da, ați auzit bine, deserturile pot fi sănătoase. Nu cunosc nimic mai savuros decât înghețata. Iar astăzi vom face una naturală cu ajutorul slow juicerului de la Beko. Vom folosi de data aceasta sita pentru fructe congelate. Nu vă faceți griji, fructele și legumele congelate sunt la fel de sănătoase precum cele proaspete și le puteți găsi la magazin în tot timpul anului. Avem nevoie de fructe de pădure congelate, vișine congelate, scorțișoară, puțină coajă de lămâie și sirop de arțar. Mai puțin de 10 minute, am obținut un desert răcoros și delicios, plin de vitamina C și ne-am energizat cu zaharuri naturale, dintre cele bune pentru un organism sănătos. O astfel de înghețată este binevenită chiar și iarna, pentru că ne va ajuta să luptăm cu răceala. Mai multe rețete pentru slow juicer găsiți pe website-ul Beko. Sunt Larisa Petrini și vă încurajez să alegeți un stil de viață sănătos.